Discutăm acum despre depresiunea colinară a Transilvaniei. Depresiunea Transilvaniei s-a format prin scufundare în interiorul arcului carpatic. Zona s-a scufundat lent ca urmare a ridicării carpaților din jur. A urmat apoi invazia apelor marine, ce au sedimentat îndelung zona și au făcut ca la începutul cuaternarului întreaga depresiune să se transforme în uscat. Doar pe margine mai rămăseseră lacuri, vorba de Brașov, Giurgeu sau Ciuc, dar s-au drenat și ele mai târziu în cuaternarul inferior. Din punct de vedere al reliefului, altitudinea medie este de 425 de metri, cu valori mai mari în subcarpații Transilvaniei, unde întâlnim valori și de peste 1000 de metri. Relieful este structurat în trei zone. Relieful pe structură monoclinală, reprezentat prin cueste, ce apare în Podișul Someșan și dealurile Năsăudului. Relieful pe structură cutată, reprezentat prin acele cute diapire, apare în partea de est și în partea de vest, și relieful pe structură în domuri, acele strate ușor boltite ce conțin gaz metan, apar în zona centrală a depresiunii colinare a Transilvaniei. Principalele subunități ale depresiunii colinare sunt Podișul Someșan, situat în nord și nord-vest, prezintă un relief de cueste. Apare aici și un relief dezvoltat pe gresii, relief ruiniform, în rezervația geologică Grădina Zmeilor. Câmpia Transilvaniei se întinde între cele două Someșuri, da? Someșul Mic, Someșul Mare și Mureș, și este o zonă utilizată agricol. De remarcat prezența iazurilor în această zonă. Cea de-a treia unitate, Podișul Târnavelor, este cea mai întinsă subunitate și are dealuri de circa 600-700 metri în partea de est și joase în sud-vest, circa 400-450 de metri. În zona estică a depresiunii transilvane apar așa numiții subcarpați ai Transilvaniei, ce prezintă două aliniamente de dealuri și două aliniamente de depresiuni. Desfășurarea lor se prezintă ca o succesiune ce creează depresiuni submontane la contactul cu muntele, după care urmează dealuri interne, apoi depresiuni intracolineare mărginite de dealuri externe, da? Deci, încă o dată, depresiuni submontane la contactul Carpații Orientali, urmează dealurile interne. Dincolo de aceste dealuri interne sunt depresiunile intracolinare, deci intracolinare dintre dealuri, iar apoi la exterior dealurile externe. În sud, depresiunile Sibiu și depresiunea Făgăraș, depresiuni create de către apele curgătoare.